făceau, nu știu ce, tripuri în pădurea asta masturbatorilor fericiți, se învățau unul pe ăsta, acest șaman între ale femei, da? Îi învăța pe ăștia exact ce să facă, cum să procedeze când se întorc înapoi în oraș. Nu, o să fiu foarte explicită. Bă, deci dintr-o dată mă trezesc cu o mână în pantaloni. Nu, dar nu știu cum a intrat. Deci eu încă mă întreb până în ziua de astăzi cum a intrat acea mână în pantalonii mei. Dar nici n-am văzut-o, deci a fost așa ca în Matrix. Informația este insuflată individului care vine la tine ca să-l sfătuiești, da? Tu, acest șaman specializat pe femei. Făceau, nu știu ce, tripuri în pădurea asta masturbatorilor fericiți, se învățau unul pe ăsta, acest șaman între ale femei, da? Îi învăța pe ăștia exact ce să facă, cum să procedeze când se întorc înapoi în oraș. Hei, ce faceți, Mareluși, și bine am regăsit la un nou video în care vom vorbi despre încă o experiență a vieții mele, pentru că nu asta fac practic eu de 3 ani pe online. Aș vrea introducere să-i mulțumesc vieții mele pentru că nu mă lasă fără story time-ul pentru internet, ca să spun așa. Deci de fiecare dată mai este ceva și se mai întâmplă ceva. Și înainte să intrăm în pâine, așa ca tot românul, o să vă promovez și eu pe mine, practic. O să zic ceva de Instagram, să știți că tocmai am dat drumul ieri sau alaltăieri la proiectul Mara. De că știți că v-am zis eu că fac o trilogie, un proiect așa trilogie cumva, în care vorbesc de cele 3 femei din viața mea. Urmăriți-mă pe Instagram ca să vedeți despre ce e vorba. Foarte amuzant a fost tata care m-a sunat și m-a întrebat dacă v-am trecut pe femei. Tata ar fi trebuit să știi că fita a avut niște experiențe, dar nu este cazul de așa ceva. Sunt anumite experiențe, trăiri, momente din viața mea pe care nu vreau să vi le expun oricum, ci prin ceva foarte creativ ca să vă bag cu adevărat în povestea vieții mele. Știu că sunteți foarte curioși de mai multe lucruri și în ideea asta vreau să vă spun că urmează ceva foarte wow la care lucrez în perioada asta. Un story time ceva mai dus la next level cu ceva ce s-a întâmplat destul de recent în viața mea, dar pentru asta va trebui să stați pe aproape. Și haideți să intrăm totuși în povestea de astăzi. Da, o să fie vorba despre un fel de relație de care mai mult eu am tras, pentru că eram foarte curioasă de ce înseamnă, domne, să fii cu un dating coach și ce înseamnă această sintagmă de dating coach, că l-am tot auzit, este foarte șmecher, vine de după ocean. Ca tot omul am preluat și noi, că așa se numește în general cu orice este peste ocean. Luăm cărțulia cu tipologiile de bărbați pe care le-am întâlnit în această viață și deschidem o pagină nouă. Trecem de toate și ajungem la pagina cu dating coach, care m-a făcut să-mi dau seama de ce exemplu să-i dau femeia de așa nu. Și pentru domnii și domnișoarele care au intrat astăzi pe canalul meu și n-au idee ce înseamnă un dating coach, cum practic nici eu nu prea știam la momentul ăla, povestea asta e cred că de undeva de prin anul trecut. Eram așa single and ready to mingle. Cred că s-a făcut deja un an și, doamne, ce repede trece timpul. Doamne, trebuie să-mi iau creme de la toate influencerițele de pe net ca să nu mi se vadă ridurile. Da, dragă, și începem cu începutul legat de ce înseamnă acest dating coaching. Înseamnă practic să fie acest profesor, acest coach care să facă pe ceilalți, pe ceilalți bărbați care apelează la astfel de servicii, că tu practic prestezi aceste servicii, de a învăța bărbații care îți vin la tine. M-au zis că, și că ăia sunt bărbații beta, dragă. Deci ăia beta vin toți, se strâng în bancuri de pești și vin la ăștia alfa ca să recurgă informația prin gură, să iasă după aia prin pori, să simtă femeile. În fine, o fuziune de asta nebună. Îți îmbunătățește skillurile de dating, de flirt, le șlefuiește așa cu pila. Am spus cea mai românească definiție pe care puteam să o dau. Bă, știi cum e, o viață ai. Lăsați-mă să am părerea mea să-mi expun pe tot netul și să nu mă intereseze că mai comentează unul sau altul. Revenind, având în vedere că suntem în 2020, am zis totuși să scot Google-ul. Evident, ca un cetățean responsabil, da, în fața urmăritorilor mei. Înainte să filmez acest video, m-am uitat și eu pe articole, pe tot felul de forumuri, deci istoricul meu este chiar destul de creepy la momentul ăsta. Aici scrie ceva că informația este insuflată individului care vine la tine ca să-l sfătuiești, da? Tu, acest șaman specializat pe femei, îi insufli informație omului prin discuție, role-playing, behavior modeling și alte forme de direcție. Mm-hmm. Aia care pun mai mult accentul pe a lucra la tine ca bărbat, să poți atrage femei, aia parcă sunt ceva mai răseriți. Dar alții care pur și simplu îți dau un set de acțiuni, acești pași, da, pe care ți dau mură în gură, pe care să le faci cu femeile. Și femeia este obiectificată la maximum. Au această atitudine ca și cum ar fi o entitate cu câteva butoane, cu câteva fire pe care trebuie să le tai exact într-un anumit fel ca să le prinzi tu acolo unde vrei tu și să ajungi cu ele unde vrei tu.
scârbos. Tot felul de videouri și pe YouTube. Cum s-a ades pe stradă? Am agățat nu știu câte tipe, nu știu ce și dacă ar veni unul la mine, de-aș spune tataie ce-au te-am bucat. Eu sunt foarte curioasă de fel și de asta am făcut acest compromis de a mă băga în așa ceva pe perioadă scurtă ca să observ cum e unul de ăsta. Asta este exact stofa și acel stereotip de papagal care se ia mult prea în serios. În fața unei femei adevărate, ăsta se simte de la o poștă că nu este alfa, nu are nicio legătură cu acest termen. Este înconjurat de oameni pe care îi corupe, îi manipulează astfel încât să se simtă astfel, da? Și să dea mură în gură la alți stâmpiți mai departe, acea informație trasă la indigo. Se pare că dacă insiști să convingi un om cu privire la X lucru, dacă sufoci acel om cu setea ta de a-l convinge, dar setea asta de convingere, nu, asta clar ți-a din autenticitate. Bine, suntem în secolul 21, cumva practic în ziua de astăzi orice poate ajunge o nișă în care să activezi și să faci un business din asta, adică cumva nu mă mai miră nimic. Deci eu încurajez orice fel de business, e o țară liberă, e o lume liberă, fiecare face ce vrea. Dar în același timp, nimeni nu poate să țină gura, dacă ai o părere pur și simplu spune-o. M-am săturat de ăștia care sunt ei așa niște finuți, mamă, dar ce mai trăim noi în acest secol în care toată lumea se simte atacată? Revenind, eram în acea perioadă a mea. Ready to mingle. Sunt în ultimul timp efectiv așa, sunt mai băbăciune, adică n-am mai ieșit și eu la un club. În schimb m-am dus în Milano și m-a rupt moda la Fashion Week. Am făcut un video absolut penal, e ultimul video înainte de asta. Și eram cu această prietena mea, am intrat amândouă în club așa, ca două, era zic și trumpete, dar sună rău. Așa, ca două fete care au venit să danseze, să bea ceva și poate să agați așa, așa, mai mult să exerseze așa un flirt, că în rest nu. Deci intră fata voastră în club și după cum s-a mai întâmplat și după cum s-a mai povestit aici pe storytime-urile mele despre bărbați, am nimerit cu ochii în ceafa unuia. Ceafa era ok, nu știam neapărat cum e de la față, dar după aia s-a întors și am wow! Da, eu așa sunt când văd o bunăciune de aia în club, cam așa mă exteriorizez. Am zis că nu, în seara asta dansăm. Da, nu o să mă duc la el. Nu știu cum naiba s-a întâmplat de... Bă, n-am mai întâlnit așa ceva, deci s-a plimbat ăsta în fața mea. Oh, acum mă prind! Băi, cred că și asta era una dintre mișcările lui din carnețel de dating coach. Să facă mai multe ture în fața mea ca să-l văd eu. Ia uite mă ce compas mare are. Să înseamnă o genă bună, dar vom da mai departe copilor noștri. Sau stai că dating coaches ăștia cred că nu se mulțesc. Ăștia rămân așa alfa până la capăt, nu sfârșesc cu nicio femeie. Deci da, era așa scumpicel băiatul ăsta. Mă rog, acel bărbatul că are 30 și ceva. Eu nu-s cu semnele, dar după două pahare de vin o mai dai și în spiritualitate când mai încerci să te convingi de ceva. Și pentru că sunt această mare fan a roleplay-ului, am început și eu să mă plimb după el, practic. Și până la urmă, el a ieșit afară cu prietenul lui la țigară ceva. Am rămas, practic, cu buza umflată acolo, gândindu-ne că, bă, eu chiar cred că îl vreau să bem un pahar de vin, să vorbim, mai știi ce se mai întâmplă după ora 12. Am luat-o pe prietena asta mea de mână și am scos-o. Total neașteptat. Sau, mă rog, nu chiar. Când am ajuns afară, se uită prietena mea mai bine la prietenul cu care era el. Și dă seama că, stai că e nu știu cine de la prietena asta mea e PR și stai că e nu știu cine de la nu știu ce agenție cu care am lucrat, ia uite, stai că mă duc la el. Eu cu o față de aia de păcat, nu eram pregătită pentru asta, nu, deci eu înainte să fac un pas de genul, am nevoie, frate, de bun, să fac un feng shui de la nebun, să respire, să-mi scot respirația, nas, gură, nas, ochi, adică trebuie să am momentul meu. M-a dus pe coclaurile dragostei și a intrat în seamă cu acest tip cu care se știa, da? Prieten cu Xulescu ăsta al meu, Adi, o să-i spun Adi. De cum acest Adi al meu era prieten cu prietena mea, da? Și acest tip, da, Adi, cum i-am zis, practic în care luam apă el de băiat, stătea așa straight face, poker face, nu spunea nimic. Dacă nu face nimic, mă duc, eu n-am nicio problemă să interacționez cu bărbați, mă bag în seamă cu ei, adică păi eu dacă vreau să am o interacțiune socială, indiferent că e o femeie, că e un bărbat, eu mă duc. N-am rușine, dar de ce? De ce să pierd o interacțiune pe care aș vrea să o am? El se uita așa cu o față în umbră, cumva așa pasional la mine. Hai să facem cunoștință, că practic, dacă am ajunge să facem copii să rămânem împreună 100 de ani, cum le-am povestit copiilor noștri că eu m-am întâlnit cu Tasu? Am schimbat niște priviri de alea așa ca în manualele alea pe care le citea taică-tu ca dating coach. Sau spunem că frumos ne-am întins mâna politicos, dăm un exemplu și bun copiilor că așa se face cunoștință mai întâi, chiar și cu dragostea vieții tale. Asta am făcut. Noroc cu mine. Na, fată citită. Prietena mea, o subtilă în viață, l-a luat pe acest prieten de lângă Adi ăsta al meu, au plecat înăuntru și duși au fost. Știu că eu am rămas cu acest bărbat la discuții, că vorbea foarte mult de, foarte mult de el. Și dacă nu suport ceva la un bărbat este când, bă, nu te întreabă și de tine. Fără limite. Bă, dar mai oprește-te și întreabă-mă și pe mine, la tine cum e? Fetelor, dacă întâlniți de ăștia, băgați-vă pur și simplu voi în discuție. După o oră jumătate de conversație,
Nu, eu aveam chef de distracție în seara aia. Era sâmbătă seara, na, cumva, nu știu, voiam doar să dansez, doar să mă distrez. Am făcut asta mai mult ca să mă joc, deci cumva nu mă luasem în serios, pentru că n-aș vrut nimica cu tipul ăla. Îmi dau uneori tot felul de task-uri pe care vreau să le îndeplinesc. Uite, de exemplu, cu acest tip am spus că, bă, vreau să ajung la el acasă. Dar nu să se întâmple ceva, pur și simplu vreau să ajung la el acasă, să mutăm discuția acolo. Îmi place să analizez foarte mult oamenii. În momentul în care mă uit la un bărbat, mă gândesc ce culoare de canapea o avea ăsta acasă. După cum se îmbracă, pare că ar avea o canapea acasă roșie. După analiza mea, această psihanaliză la nivel de Einstein pe care o fac. Eu cu mine mi-am stat în seara aia că am acest obiectiv de a ajunge la el acasă. Nu motive sexuale, ci motive din pură analiză. Ce are ăsta în frigider? Ce mănâncă? Mănâncă năut sau mănâncă resturi de la Mac? Păi hai acasă la el ca să vedem, Marilu, ce dracu așteptăm. Aia zic și eu. M-am uitat în ochile și i-am spus, auzi? Nu vrei să mutăm noi discuția asta la tine acasă? Pff, deci când îți zice o femeie și așa mai bombă, mai vulpiță. Nu că-ți crește tensiunea. Bă, scoți covorul roșu din buzunar și îl întinzi până la tine acasă, nu știu cum să zic. Băiatul s-a hiperventilat cumva, bine, dar se ținea foarte cool, adică mi-a dat o replică, la se gândea, mamă, deci facem copii în seara asta. Se uita la mine așa foarte dominator, dragă, alfa, ăla era momentul lui alfa. A chemat băiatul mașina, am ajuns la el și pregătiți-vă de asta, v-am spus eu de analiza persoanelor și ce au acasă, bă. Casa ta spune multe despre tine. Câte mi-a spus casa lui despre ăsta, doamne. Deci, mă rog, avea o vilă undeva. Am intrat în casă și avea, bă, el mare alfa, dating coach, că mi-a povestit afară că el era marele dating coach. Și de când intru, mă lovește efectiv o plăcere fenomenală vizuală. Numele lui scris în praful de pe laptop. Va acasă. Ar trebui să ai lună, având în vedere că aduci gagici pe care le vrăjești și după aia, nu știu, voia probabil o psihologie de asta inversă ca să-mi arate, trebuia omul să-mi arate de fapt că el are atâta încredere în el, încât poate să fie jegul de pe lume la el acasă, că eu tot o să cad în brațele lui. Erau bulgărași de aia de praf, cu păr, cu de toate, efectiv, așa, în toate colțurile casei, o debandată totală și, vă spuneam eu de resturile din frigider, resturi de la Mac prin frigider și prin alte. Ce se întâmplă mai departe? Ne-am așezat puțin să vorbim din nou de cât de... El, dragă, preda cursuri de dating coach. Niște masculi, nu vreau să știu cine sunt, fetelor feriți-vă. Dar își adunase câțiva bărbați pe care pur și simplu îi trainuia, îi chema la el. Făcea lecții cu ei de cum să abordeze femei, cum să agațe. Avea și o sală, un fel de sala de conferințe. Părea așa un fel de bideu mai mare, dar aparent era sala de conferințe unde ținea el toți elevii, de obicei avea așa câte 10. Bine, știi cum, mai avea și un job pe lângă, dar asta era un fel de hobby din care... Și din asta trăia. L-am întrebat dacă a folosit vreo rețetă pe mine în seara respectivă, pentru că efectiv omul, afară să fie foarte friendly, nu făcea nimic și părea și puțin căcat pe el, adică eu păream masculul alfa dintre noi, nu, fără supărare. Mi-a spus că da, a încercat câteva care chiar au mers, pentru că de asta suntem noi acum la el. Scuză-mă, știi că eu m-am chemat singură la tine. Nu știu la ce fază de neacceptare ești, dar eu m-am auto-invitat singură la tine. A început să joace acest joc prin care mă făcea să cred că el, de fapt, m-a făcut să fiu astfel de dominatoare față de el. Deci, o psihologie, da, e inversă. Dintr-o dată, în mijlocul conversației, îmi pune băiatul ăsta mâna pe picior și îmi spune... Au! A, ce durere de spate. A, nu, mamă, de la nu știu ce naiba făcea el în not. Trebuie să mă întind, trebuie să mă întind neapărat. Bă, cumva asta face aici pe vulnerabilul ca să-l pup eu puțin în fund. Și ne-am dus undeva în living. Se pune omul pe canapea, mă pun lângă el să mă asigur că e ok, chiar părea sărac cu un durere. Nu, o să fiu foarte explicită. Bă, deci dintr-o dată mă trezesc cu o mână în pantaloni. Nu, dar nu știu cum a intrat. Deci eu încă mă întreb până în ziua de astăzi cum a intrat acea mână în pantalonii mei. Dar nici n-am văzut-o, deci a fost așa ca în Matrix. Ce să zic, eram stai așa, băi, să mă iei și tu, adică măcar acolo un preludiu, o chestie, o măslină înainte, o gogoașă. Bă, prima oară trebuie să te conectezi la un alt fel cu persoana. Ținut de mână, prin sărut, nu știu, poate să fiu mai old school, dar mie mi se pare foarte frumos ca partea asta de sex să vină după anumiți pași. Mi se pare așa de prost gust, adică zici că era un meltean care voia curul, mai pe românește. Lipsă de rafinament, deci clar punctat, după care, adică nu m-a sărutat, mi-a băgat limba pe gât. Și a spus că ceva de genul că pa, te distrug în seara asta. Nu că era stângaci când mă atingea. Nici măcar n-am ajuns la ceva. Nu vă imaginați că nu s-a ajuns. A început să vorbească de cât de dotat este el. Îmi povestea ce urmează să-mi facă și ce urmează să se întâmple între noi în pat. Să fiu pregătită de ce plăcere o să-mi ofere el. Deci pentru mine nu că a fost turn-off-ul de pe lume. Dar mai degrabă m-aș uita la meci.
Dimineața când m-am trezit, am avut una dintre cele mai ciudate top. Nu fac niciodată topuri, bă, dar nu, n-am cum să nu fac un top de cele mai dubioase momente din viața mea. Toată ziua aceea am vorbit despre ce înseamnă să fii ca un dating coach, cum a ajuns el să facă din asta o afacere, ce alți tovarăși de breazlă de-ai lui sunt acolo și urmau să vină și pe la el în ziua respectivă ca să își șeruiască ce-au mai învățat ei, ce-au mai citit. Și mi-a scos omul toate cărțile lui pe pat. Omul părea spălat pe creier. Practic e un tip care niciodată nu a avusese noroc în dragoste, dar era un total neexperimentat. Era destul de handicapat emoțional, sincer. Adică nu iubise niciodată, nu voia ceva serios, nu vrea copii. Adică, băi, mai sunt și oameni așa, mai sunt și oameni care nu sunt atât de complex și emoționali și asta e foarte ok. Dar cumva să trăiești în această minciună, cum că tu ești un expert pentru că ai citit nu știu câte cărți, ce înseamnă experiențele lui cu femeile? În afară de interacțiune sexuală și aplicat ceea ce citește, nu este nimic altceva. Deci tot ce se întâmpla era mecanic. Îmi povestea cu atâta poftă de cum fusese el plecat nu știu unde prin Spania, a avut un task. Băi, eu înțeleg task-urile mele cu să văd și canapea aia acasă, dar e o diferență de la asta până la... Azi vreau să dezvirginez 5 tipe. Și mi-a spus că s-a dus în acea zi, pe stradă, a băgat 5 tipe în seamă pe stradă, care păreau virgine. Și le-a dezvirginat pe toate 5 în acea zi. A fost unul dintre goal-urile vieții lui. De fiecare dată mai bușea cu câte poveste și mai bușea cu câte una și era cumva fascinant, mai ales că în perioada aia, bine, o chestie o lună și ceva gen, nu mai era nimic interesant prin preajmă, așa că am zis cumva că mai vreau să mă văd cu omul ăsta. Era un studiu de caz fascinant pentru mine. Și am și spus cumva că, bă, eu nu vreau ceva serios, nu, niciun caz, doar că... Hai să mai vorbim, mai să nu știu ce. A spus că nu poate niciodată să fie într-o relație cu o singură femeie. O să mai dea și la alte câteva. Mă făcea cumva să cred că eu sunt de vină, că nu am aceeași credință ca el. Și trebuia să-mi implementeze și mie sistemul ăsta de operare pe care l-aveai. Alegerea fiecăruia, pe bune, adică chiar alegerea fiecăruia. Dar cumva să mă faci pe mine să mă simt vinovată, am ieșit o singură dată cu prietenii lui. Bine, nu ne vedeam cine știe ce des, cred că de două ori pe săptămână o chestie de asta. Când chiar aveam timp liber și voiam să-mi continui studiul meu de caz, la un moment dat se minte că am ieșit cu prietenii lui afară. Le-am spus, adică i-am spus să nu mă prezinte ca fiind iubita lui pentru că nu e cazul de așa ceva. Sunt așa un prieten mai apropiat. Prietenii lui care chiar părea ok, părea oameni plimbați prin lume, de destul de open așa. Și seara în care l-am confruntat a fost aceea când am ieșit cu prietenii lui, da? Eram cu toții la masă, voia să domine fiecare conversație pe care o avea cu acest cerc de prieteni. Și pentru că nu mai puteam să rezist în această interacțiune, să-l văd pe el cum vrea să facă asta și cum nimeni nu-i spune nimic, țin minte că m-am uitat la el și i-am spus: o lună de zile a trecut de când ne cunoaștem, vreau să trag concluziile. Vorbim jumătate de oră, am adus niște argumente foarte pertinente. Vreo 3 dintre prietenii lui erau și ei dating coaches, frate. Gândiți-vă că unul dintre ei avea și academie. Să aibă și academie și să instruiască atâția oameni și să aibă și tabere în care pleacă împreună, nu știu, pleacă împreună la, nu știu, la pădurea masturbatorilor, nu știu unde ar putea să plece ăștia împreună, efectiv, și se învață, merg în pădure, meditează. Și de atunci vreau să spun că nu că îi miros de la o poștă pe ăștia care au fost la așa ceva și aplică ce am învățat de la altul care i-a învățat. După o experiență cu unul ca ăsta, frate, deci ai senzori de papagali, bă, nu că șlefuit, dar aici, adică simțul ăsta nu mai poate să dispară. Pot să zic că treaba s-a sfârșit în felul următor, s-a ridicat ăsta în picioare. În primul rând mi-a vorbit urât, mi-a spus ceva de genul: du-te în aia, mătii. Cu energia ta de bărbat, cu energia ta masculină, că asta nu înseamnă să fii femeie. Ce-i cu a ta energie masculină, mă, la toate pizdietele astea? Ai, frate, nu ești un om pertinent, nu ești asumat, nu ești sofisticat, nu ai nimic în cap. Fetelor, dacă vreți să încercați orice fel de, orice tipologie de bărbat, încercați-o, după aia treceți-vă concluziile. Dar să le trageți bine, asta vă recomand. Cum să zic, să știi ce să eviți, la ce să cauți mai departe. Ușor, ușor, experiență cu experiență, îți clădești exact bărbatul de care tu ai nevoie. Să vedeți ce în lumea asta, ce bărbați sunt în lumea asta, ce îmi doresc eu ca femeie, sau ca viitoare femeie, de la bărbatul de lângă mine. Cam atât a fost pentru astăzi, stați pe fază pentru că vă pregătesc ceva de mua. Așa, și ne vedem pe Instagram în fiecare zi, ca întotdeauna ne vedem în curând cu noi vloguri, deci subscribe dacă vreți, știți că nu vă rog, n-am de-astea, nu mă pun în genunchi, vai, Doamne, follow me, nu știu, dați mie, nu. Faceți cum vreți voi, oricum mereu mi-ați fost alături, vă ador, vă pup, să rămână. Noroc!